Zeci de membri ai Asociației Unirea ODIHP au scandat astăzi în fața Parlamentului pentru a cere anularea interdicției aplicate lui George Simion de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. În fața protestatarilor au venit doi parlamentari din blocul Acum, care le-au promis că vor încerca să soluționeze problema în conformitate cu legea. Jos interdicția! Jos interdicția! Jos interdicția! După ce au manifestat la Ministerul de Interne și la SIS, protestatarii au venit și în fața Parlamentului pentru a cere deputaților să se facă dreptate. Suntem prezenți în fața Parlamentului Republicii Moldova pentru a cere deputaților să trimită o interpelare, să solicite informații și detalii de ce a fost aplicată această interdicție și de ce nu este încă anulată, deși fosta guvernare a căzut și temeiuri juridice pentru a păstra această interdicție nu există. Dreptate. Nu există temei pentru care s-a pus interdicția. A fost aplicată fără nicio argumentare din partea statului și de mai multe ori am cerut și am sesizat organele de drept. România n-a avut graniță la prut! România n-a avut graniță la prut! Reprezentanții Asociației Unirea ODIHP au depus și o petiție la Secretariatul Parlamentului. Vom face această interpelare către instituțiile de drept, în primul rând la SIS, fiindcă de acolo trebuie să pornească, să ne dea un răspuns, să vedem care a fost cauza, dar să cerem ridicarea acestei interdicții unui cetățean român pe teritoriul Republicii Moldova. Să aveți puțintică răbdare și înțelegere. Nu o să reușim, evident că într-o zi nu e atât de simplu, dar contați pe noi că ne vom clarifica și vom face astfel ca lucrurile să meargă corect și bine. Și salutări și domnului Simion. În urmă cu două săptămâni, două partide și două asociații obștești unioniste au semnat o petiție către Ministerul de Interne, în care au cerut anularea interdicției impuse lui George Simion. Biroul pentru Migrație și Azil a precizat că decizia poate fi anulată doar de către instanța de judecată. Reamintim că pe 1 octombrie 2018 George Simion a primit interdicție de a intra în Republica Moldova pe o perioadă de 5 ani. Măsura a fost impusă de Biroul pentru Migrație și Azil al Republicii Moldova, instituție subordonată Ministerului de Interne.